Bărbatul care acum 3 ani a sechestrat-o într-o cameră de hotel pe Loret, un fotomodel din capitală, a ajuns după gratii. El a fost condamnat definitiv la 2 ani și jumătate de închisoare în regim de detenție, plus plata unor daune morale. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Am avut câteva secunde în care m-am gândit că o să-mi pierd viața. Dacă poliția nu ajungea la timp și mai întârzia câteva minute, nu cred că astăzi mai eram lângă dumneavoastră sau lângă copilul meu. Incidentul sângeros a avut loc acum 3 ani într-o cameră de hotel din centrul vechi al capitalei. Anchetatorii spun că bărbatul o ademenise pe Loret acolo cu promisiunea unor daruri scumpe. I-ar fi spus că îi dă 5.000 de euro și îi cumpărase o lenjerie intimă de firmă. Totul s-a transformat însă într-un coșmar. Când agresorul a început să o lovească, alertați de țipete, angajații hotelului au chemat poliția. Eu cu acest bărbat m-am întâlnit acolo pentru un anumit proiect. Totul a luat o întorsătură foarte urâtă împotriva mea, practic, iar eu pur și simplu am fost sechestrată, nu am mai fost lăsată să ies din cameră și am fost lovită și agresată. Curtea de apel București l-a găsit vinovat pe agresor de lipsire de libertate în mod ilegal și loviri și alte violențe, așa că judecătorii l-au trimis la închisoare, chiar dacă i-au micșorat pedeapsa de la 3 ani și 8 luni la 2 ani și jumătate. În ciuda acestui concept care a fost relevat de public shaming, clienta mea a vrut să meargă mai departe și să arate în concret că este o victimă și că în niciun caz nu trebuie să-i fie rușine vreunei persoane, cu atât mai mult cu cât, astfel cum a stabilit instanța, ea nu a făcut nimic greșit. Judecătorii Curții de Apel București nu s-au mulțumit doar să-l trimită în spatele gratilor pe agresor, ba chiar l-au obligat să-i plătească victimei sale 7.000 de euro daune morale. În plus, vreme de 5 ani după ce va fi ieșit din închisoare, va avea interdicția să se apropie de fotomodel la o distanță mai mică de 150 de metri. Ovidiu Anță, ProTV.